Am revenit în direct, așadar, ultima moțiune de cenzură pe acest an o pregătește opoziția, urmează să fie depusă, doamna Gorghiu, vineri, nu? Domnule Năsui, da? Vineri? Se discută. Vineri? Astăzi, cel puțin la noi, nu știu la USR, dar astăzi la noi în biroul executiv s-a luat următoarea decizie ca liderii de grup, Senat, Cameră, împreună cu colegii noștri din opoziție, să aibă o discuție finală și pe textul moțiunii de cenzură, care în proporție de 90% este deja armonizat, e deja pus pe hârtie. Are și un titlu moțiunea asta? N-am să fac această comunicare pentru că asta va reieși din discuțiile cu celelalte partide de opoziție și cu liderii celorlalte formațiuni și evident se va stabili și calendarul, dar absolut categoric decizia este că această săptămână va fi cea în care se depune moțiunea, deci foarte posibil săptămâna viitoare vom avea și citirea moțiunii într-una din zile și votul la 3 zile, așa cum prevede regulamentul. Ați reușit să atrageți niște domni de la PSD sau de la UDMR, că altfel nu poate să treacă moțiunea, așa arată calculul matematic, nu? Pot să vă spun că există discuții, încercăm. Vom vedea, evident, orice lucru care este spus, trebuie testat la vot. Orice alianță se va vedea. Aveți promisiuni din partea unora de la PSD? Avem discuții, deocamdată. Știți că există și o bună parte dintre PSD-și care nu sunt fanii domnului Dragnea, faimoșii puciști din PSD. Acum, cât de mult vor vrea ei să joace doar o dramuletă și cum era doamna Andrunescu, care în studiul de televiziune era foarte anti-Dragnea, dar după aceea vota codurile penale și totul ca și cum n-ar fi nicio problemă, asta vom vedea. Deci cât de mult este ipocrizie și cât de mult este sinceritate. Dacă a pus-o ministrul educației, vă dați seama. Ce să facă? Ce vreau să vă spun în schimb este că ce s-a întâmplat săptămâna trecută la Camera Deputaților, când practic de facto PSD a pierdut controlul ședinței, n-au putut să aibă votul final tocmai pentru că opoziția și-a retras cartelele de vot și a lăsat fără cvorum, arată faptul că puterea aceasta a PSD-ului este precară, inclusiv faptul că se gândesc acum, și nu se gândesc, că susțin din tot sufletul să dea OUG și nu să accelereze procedura parlamentară, arată această slăbiciune pe care o are PSD-ul. Vă reamintesc că codul penal, adică ce interesează în mod special pe PSD-iști în momentul acesta, a trecut și acum câteva luni, când PSD-ul era încă puternic la cameră, la 167 de voturi. La două voturi. Aveau nevoie de 165, au luat 167 și chiar în ziua aceea a fost un domn deputat care a trădat, a plecat de la PMP la ALDE. Deci chiar și, adică s-au negociat absolut la sânge, doar zvonuri, nu avem nimic concret, aflăm și noi ce sume se vehiculează. Iar acum la cameră câte voturi mai are doamna Gorghiu, cât mai are PSD-ul? 163, PSD-ALDE. PSD-ALDE, 163. Deci cu două mai puțin decât de 165, da. Ar trebui ca să aibă majoritatea. Și atunci, practic, UDMR ține coaliția în cameră. UDMR și minoritățile. Mai sunt și bun, facem un pachet. Minoritățile teoretic întotdeauna au fost împărțite. Bun, noi cum rezolvăm situația asta complicată pentru țară, cu situația politică complicată? Și vreau să o descriu în două fraze. Practic, Dragnea controlează guvernul prin acest cex. Da, cexul practic controlează guvernul. Având guvernul, poate să împartă diferite beneficii ca să țină majoritatea parlamentară, să racoleze oameni în momente cheie, pe legi, pe moțiuni de cenzură. Și este ca un perpetuum mobile, da? Cexul ține guvernul, guvernul ține majoritatea parlamentară și uite așa ține Dragnea prizonier o țară întreagă, fără posibilitate de a rupe perpetuum ăsta mobil, ca să spun eu așa, cu instrumente democratice. Pentru că capacitatea lui, de asta v-a întrebat domnul Năsui, capacitatea dumneavoastră de a convinge de bună credință parlamentar să voteze moțiunea de cenzură, cade în fața peșcheșilor și a diferitelor chestiuni pe care Dragnea și cei de la PSD le pun pe masă. Că îl cheamă pe ăla, spune, domnule, asta e contractul, asta e treaba, la revedere, du-te și fii cu minte. Două lucruri aș vrea să menționez. Primul, legat de minorități, ele într-adevăr sunt împărțite, dar haideți să nu uităm că codurile penale au trecut cu voturile lor. Dacă minoritățile nu votau, erau absente în ziua aceea, nici măcar nu trebuia să meargă deci doar să nu meargă la servici, practic catastrofa aceasta nu se întâmpla. Deci practic ele, n-aș zice că sunt inocente, au trezit în opinia mea pe bună dreptate. Nu minoritățile în sine, ci reprezentanții minorităților, care am văzut că de multe ori unii dintre ei n-au nicio treabă cu minoritatea respectivă. Nu le vorbesc limba, nici măcar n-au origini din zona aceea. Sunt minorități care, nu comentăm cum au ajuns acolo să reprezinte acea minoritate. Deci nu cetățenii din acele minorități sunt de vină, ci reprezentanții acestor care, de fapt, nu-i reprezintă. Haideți din aproape în aproape să colectăm toate greșelile astea. Constituțională. Da? Vă dau o idee.
pe sistem american, că ne plac nouă americanii. Să faceți o lege, sub o formă sau alta, să facem alegeri parțiale odată la 2 ani. Asta pentru o parte din Cameră, pentru o parte din Senat s-a combinat. O treime din ca Senat? Să poată să fie Parlamentul și o expresie a voinței poporului. PSD-ul poate o să ajungă în 2020 la 10%, dar e în continuare prin racolări și prin controlul ăsta pe bani și pe funcții, pe avantaje, pot să țină majoritatea parlamentară în continuare, chiar dacă ei sunt terminați din punct de vedere politic, da? Și au scăzut sub 25% săptămânile astea. Și aici aș ajunge la punctul 2, banii cu care cumpără PSD-ul loialitatea membrilor săi și deputaților și a parlamentarilor relevanți, nu este întâmplător acest fond și iarăși eu atrag atenția, pentru că până la urmă toate lucrurile se reduc la bani. Totul se reduce pușculița cu 10 miliarde de euro. Dacă într-adevăr, da, eu sunt foarte curios să văd cum o să motiveze prin exact Ministerul Dezvoltării. Păi sau nu știu, pentru că astăzi a venit domnul Teodorovici la Comisia pentru Buget Finanțe, a cărui membru sunt, și s-au pus întrebări și legat de chestia asta, chiar dacă el nu venise pentru asta, venise pentru niște ordonanțe, deci și este... a spus că va fi pe lângă PNDL. Teodorovici pe lângă a tăiat banii. De unde? Că de la fondul banii. De rezervă tocmai ce a aruncat toți banii pe și salarii. Plâng primarii de prin București, de sectoare, că le-au tăiat banii de la Ministerul de Finanțe pe anul, au tăiat milioane și zeci de milioane de euro. Fondul de rezervă. Unde scot ăștia 10 miliarde de euro pentru chestia asta? E posibil orice. Eu vă spun pentru că astea sunt lucruri de care s-au tot discutat. Domnul Mișa, când a venit la audieri în cursul anului, la începutul anului, mai țineți minte că a scăpat porumbelul. A spus atunci, da, fondurile de pilonul 2 le eliminăm. Deci ei, dacă au pus cumva ochii pe banii aceia, deodată înțelegem de unde se fac rost de bani. Dar n-aș vrea să speculez, pentru că deocamdată n-am văzut nimic. Dar ei au spus-o în repetate rânduri. Nu vor să taie contribuția la pilonul 2, adică practic toți banii aceia să se ducă la pilonul 1, ceea ce ar însemna un plus pentru stat. Dividendele la companii le-au luat. Dividendele la companii le-au luat. Explodează prețurile energiei electrică și gazelor. Și dacă ne uităm, cine sunt companiile principale? Deci Romgazul, care e principal de stat, are 80% din piață, deci practic ei o să-și ia partea leului și de acolo. Adică cumva vedem o economie foarte perfidă. Deci vedem această aruncare de bani în economie, care se transformă în inflație și făcută pe datorie și pe spatele celor din privat. Asta s-a făcut parte din guvernul Cioloș? Am fost consilier al Ministrului Finanțelor. Da, pe așa a făcut Dragnea și în 2016, cu mâna lui Dâncu și a lui Cioloș, când au băgat bani calavadulat în primarii PSD, în guvernare tehnocrată, și au câștigat și localele, și au câștigat după aceea și parlamentare. Haideți să vedem și cum au făcut. În momentul în care guvernul dădea ordonanță... De euro, din banii noștri. Păi da, din banii noștri, dar nu prin mâna guvernului și nu prin pixul guvernului, ci prin amendamente la OG-urile care erau pe rol în Parlament. Pentru că un lucru pe care nu-l poate face guvernul este să meargă în contra Parlamentului. Deci dacă avem un Parlament, dacă au control în Parlament, cum l-au avut în 2016, vă dau exemplu ordonanței 20 pe 2016, care a avut un impact bugetar triplat în Parlament. Adică lucrurile acestea nu pot fi imputate guvernului dacă... Aș face o paralelă jurnalistică, l-ați văzut aseară pe președintele Franței Emmanuel Macron, care era desfigurat de frică, a început să arunce cu bani 100 de euro și așa mai departe, beneficii. Cam asta face și Dragnea, numai că Dragnea duce potul sus, 10 miliarde de euro, pregătește Dragnea să bage în primarii din țară, pregătind evident pregătind anul electoral 2019, da? Și pe cel din 2020. De ce nu? Pentru că sunt 4 runde de alegeri care se vor succeda din 6 în 6 luni. Haideți să vedem pe Dragnea cu anunțul ăsta despre care nu prea se vorbește. 10 miliarde de la nașul mare, de la domnul Dragnea. Este vorba de investiții pentru administrația locală. El s-a discutat și la Neptun. Dar bineînțeles că începând din seara n-a mai ținut nimeni minte ce am discutat acolo, că au venit alte subiecte mult mai importante, 3 luni de zile. În zilele următoare o să vedeți în detaliu. Dar vorbim de 10 miliarde de lei sau de euro? Euro. Și de unde vor veni banii? Din România. De unde mai exact? Înțelegem că o să fie prins în buget, dar nu știm care... De unde ar urma este să... un subiect foarte important, este o chestiune nouă în România și nu vreau să discut ca alți colegi de-ai mei despre ce va fi, cum va fi și dacă va fi. Urmează ca astăzi, mâine să fie finalizat și sperăm ca în prima ședință de guvern să se adopte ordonanța de urgență și după care
ministrul finanțelor o să vă explice foarte bine. Premierul Viorica Dăncilă a dezvăluit că decizia s-a luat la Comitetul Executiv Național al PSD. Acolo s-a discutat despre înființarea unui fond de investiții locale de 10 miliarde de euro, care să fie prins în proiectul de buget pentru 2019. Acest fond de investiții o să-l avem în bugetul pe 2019, fiecare localitate putând avea două proiecte legate de apă, canal, școală, toate aceste lucruri. Pe lângă PNDL vrem să facem acest fond de investiții locale, așa se numește, care să-l dublăm de o proiecție financiară, pentru că propunem să facem mai multe lucruri. Dacă nu avem o proiecție financiară, nu vom putea realiza acest lucru. Asta este o guvernare care proiectează umbre pe pereți. Dragnea a devenit mare fan al fondurilor. Fondul suveran. PNDL-ul, care este tot un fel de fond ăsta politic, care are vreo 5 miliarde. Este fondul inventat de el când era ministrul la dezvoltare. Și acum fondul de investiții local. 30 de, PNDL 2 are 30 de miliarde de lei credite de angajament. Atenție. 30 de miliarde de lei. 30 de miliarde de lei credite de angajament. Este mare, este adică balșoi, 10 miliarde de euro. Nu crede nimic deocamdată, dar deci 8 miliarde de euro acolo, 10 miliarde în fondul ăsta de investiții locale. Păi da, curg miliarde, vă 20 de miliarde. Și din banii cui? Păi din banii celor care plătesc taxe și impozite în România. Mai țineți minte că chiar în studio la dumneavoastră aveam discuția despre impozitarea pe salariu minim, un lucru pe care eu nu-l susțin și aș susține că ar trebui cât mai puțin să finanțeze statul român din salariile minime. Adică dacă tot impozităm, să nu impozităm sărăcia. Haideți să facem ceea ce alte state fac deja. Ei, impactul unei astfel de măsuri era mai mic decât aceste 10 miliarde. Deci aș vrea să văd, sunt chiar foarte curios să văd care este planul domnului Dragnea, de unde va scoate banii, și aș vrea să văd că nu se atinge nici de pilonul 2. Pentru că de multe ori asta a fost ținta principală a PSD-ale în ultimii domnule 2 avocat, ani. Domnule avocat, vedeți, suntem o țară foarte bogată, numai fonduri pe pereți, pe toate direcțiile. Nu e clar de unde vin banii ăștia, dar pe hârtie avem tot felul de fonduri. Îmi spunea producătorul emisiunii că 20 de miliarde de euro, adică cât vrea să bage Dragnea prin fondurile astea, a reușit Macron în Franța să salveze, să economisească după măsurile care au bulversat o țară întreagă. Și întrebarea este oare de unde vor face rost de bani? Observați, asta înseamnă un domeniu politic care deseori este afectat de lipsa de predictibilitate financiară și credibilitate financiară. Dacă nu ne înșelăm puțin, 10 miliarde înseamnă undeva aproximativ 12 și ceva, 13 din PIB-ul României. Da, exact. Procente vorbind, ceea ce înseamnă o sumă destul de mare. Când este vorba să angajezi o cheltuire peste 10% din PIB-ul României, trebuie să ai un proiect foarte bine susținut și într-un detaliu atât de bine făcut, astfel încât să nu faci un dezechilibru financiar cu ceea ce înseamnă piața financiară privată și piața de cheltuire a banului public. Păi a zis doamna Dăncilă, ce a spus, ați văzut în intervenția de acum câteva secunde, că fiecare localitate din România va depune două proiecte și vor fi finanțate de la acest fond de investiții locale. Ceva cu canalizare, cu apă. La 950 de miliarde și atunci suntem... Vorbeam de euro... Păi 950 de miliarde de lei, deci cam 4-5%. Ideea e fundamental corectă. Deci orice plan va trebui să aibă... Pe mine mă îngrijorează de unde are bani, pentru că știu din informațiile mele și cred că sunt informații corecte de la specialiștii din Ministerul de Finanțe, că mai sunt și unii nepolitizați pe acolo la Ministerul de Finanțe, că nu se ajung cu banii, nu încasează suficient. Și între stuparea mea este de unde n-ai scos 10 miliarde de euro, că nu au. Datele pe care Comisia de prognoză la început de an le-a făcut publice, ce date pompoase, umflate erau făcute publice atunci, și cam toată lumea de bun simț, de la specialiști, consultanți normali la cap și opoziție, spuneau, domnule, sunt niște cifre nerealiste. E o problemă la comisia asta. Ați făcut-o după chipul și asemănarea dumneavoastră, cei de la guvernare, și sunt nerealiste cifrele. Și creșterea economică care a fost rectificată ulterior și încasările la buget. De ce nu vorbește nimeni din guvernul PSD de încasări? Nu specialistă, dar eu spun juridicul. Dacă vezi că sunt sute de milioane gaură la buget, da, din ce spuneai la început de an că vei colecta, eu nu știu ordinul de mărime, dar înțeleg că sunt cu sutele de milioane bani
pe care statul român trebuia să le colecteze și de unde nu-i. Ori în momentul acesta tu ai angajat niște cheltuieli pe baza incamurilor pe care presupuneai că le vei avea. Când socoteala nu ți iese și ce ai în stânga, tu nu dai în dreapta, dai de 3 ori mai mult în dreapta, atunci ai o problemă. O incongruență pe care trebuie să o explici, să o justifici. În loc să o justifici și să vezi de unde tai, vorba domnului Năsui, că trebuie să te chivernisești în propria gospodărie, tu amplifici cheltuiala cu fondul A, care se duce către primarii PSD, fondul B, care se duce către clientela de partid, fondul C și tot așa. La sfârșit de an, eu sunt tare curioasă ce ne va spune domnul ministru Teodorovici, pentru că eu îl văd într-un real impas. Eu nu pot să cred că toate declarațiile domniei sale, la un moment dat, nu vor fi decontate, fie de el, fie de guvernul PSD, fie de, nu știu, șeful de partid, că nu se vor lega lucrurile. La sfârșit, când vei vedea că deficitul nu e în 3% așa cum a tot promis, când vei vedea că bugetul de stat e cu niște găuri, când vei vedea că realmente n-ai de unde să plătești pensiile oamenilor sau salariile bugetarilor, ce face PSD-ul? Mă întreb. Păi o să plece de la guvernarea doamna Gorghiu și o să vinzi dumneavoastră din opoziție, dreapta coalizată în opoziție, veți veni la putere și va trebui să gestionați situația țării. Deci vom avea o situație. Ce se va întâmpla? Tăieri de pensii, de salarii, nu de pensii, de salarii, că pensiile nu pot fi tăiate. Păi atunci ce veți face? Păi asta este toată problema, pentru că factura pentru tot ce face PSD-al de momentul acesta va veni în viitor. Dar și este un lucru pragmatic. Care ce veți face? Că ajungeți la putere dumneavoastră USR. Ce faceți? Mai întâi, înainte, trebuie să conștientizăm problema. Deci dacă realizăm că PSD, ALDE, ne face pe toți milionari făcând și prețurile în jurul nostru de milioane și de fapt noi sărăcim, în momentul acela măcar avem o șansă să găsim soluții. Deci, în orice caz, nu continuăm pe latura aceasta. Scenariul spre care mergem acum este cel de a crește impozitele, a crește taxele, pentru că fiecare român trebuie să înțeleagă. În momentul în care domnul Dragnea aruncă cu miliarde de lei sau de euro, de data asta chiar de euro, și spune că de unde vin banii de la români, el are dreptate. Din buzunarul lor vin bani. În momentul în care statul cheltuie un ban, înseamnă că românul nu-l mai cheltuie. Deci asta ar trebui să o înțelegem cu toți. În Franța, ce se întâmplă acum? Și a face investiții, nu e rău în sine. Atenție, nu este rău în sine, și aici este altă problemă. Măcar dacă ar fi făcut deficitul, acesta mare pe care îl avem acum, cu investiții. Okay. Atunci nu l-ar fi criticat. Da, exact, nu l-ar fi criticat nimeni. E chiar sănătos. Faci deficit înseamnă datorie. Că deficitul înseamnă ce venituri, nu ai venituri suficiente ca să acoperi niște cheltuieli. Deci dacă ai investiții acolo, e chiar foarte sănătos. Îți faci datorie pentru investiții. Noi ne îndatorăm pentru cheltuieli curente. Noi ne îndatorăm pentru pensie și pentru salarii. Și aș vrea doar să facem paralela cu domnul Macron, pentru că tot ați văzut de el. Tot ce se întâmplă acum în Franța a început de la o creștere de accize pe carburanți. Mai țineți minte anul trecut, în 2017, când a crescut PSD-al de accizele? Ne-au crescut anunțând o ordonanță simplă de guvern, ordonanța 4, pe 2017, anunțând-o cu o săptămână înainte, au dat-o în săptămâna aceea, după care în lunile următoare s-a întâmplat în două tranșe, a crescut acciza. N-a zis nimeni. Deci fiți cum este. Avem două modalități. Alocarea unei resurse bugetare poate fi denumită cheltuială sau poate fi denumită investiție. De ce spunem acest lucru? Cheltuială în momentul în care analizezi implicarea acelei resurse bugetare, dacă îți va aduce un beneficiu, o transformi în investiție. Dacă cheltuiala în sine nu va produce niciun avantaj financiar, atunci acea resursă a fost exclusiv epuizată doar pentru cheltuială. Până când nu avem un detaliu în ceea ce înseamnă alocarea acestei resurse bugetare, adică 10 miliarde de euro, nu putem aprecia dacă este vorba de o cheltuială pur și simplu sau de o investiție. Pentru că până la urmă banul trebuie pus în circulație care să-ți determine ce? O stabilitate pentru locuri de muncă sau cel puțin că asta urmărim, că o eficientizare a investiției. Aveți perfectă dreptate. Banii aceștia, ei vor cataloga acești bani, acești 10 miliarde, ca investiții, să știți. Pentru că exact este ca și PNDL-ul. Problema e calitatea acestor investiții. Pentru că dacă ei fac terenul de fotbal în pantă sau parcuri în mijlocul la nicăieri sau lucruri de genul acesta, asta vă zic, atunci dacă fac infrastructură... Mergeți cu imaginația și mai departe. Să vă spun eu cum funcționează poveștile astea cu proiectele.
se deschid șantiere și nu se mai termină. Pentru că se alocă banii pentru începutul lucrărilor, se dă șpaga înainte parandărătul și după aceea este abandonată lucrarea și proiectul este abandonat și nu mai interesează toate pe nimeni pe canalizarea sau apa așa mai departe. Scopul este să se semneze contractul, să vină banii la partid din șpagă de la firma de construcție care câștigă proiectul, se încasează, se începe, se lucrează 10% din proiect, se abandonează, după aceea rămâne șantierul și cu asta basta. Sunt mii de șantiere în România deschise și nefinanțate încă de pe vremea fostului PDL. Discutăm de 9-10 ani, da? Șantiere abandonate peste tot în România care n-au fost închise pentru că nimeni n-a avut de fapt să facă nimic în mod real. Mulți au vrut să semneze contracte, repet, să ia banii și așa mai departe, da? Informație de ultimă oră, o situație explozivă la Strasburg, acolo unde o persoană a fost ucisă și 3 rănite într-un atac armat în apropierea târgului de Crăciun de la Strasburg. Politicianul Andrei Năstase de la Chișinău se află la Strasburg. Trebuia să facem o intervenție telefonică pe tema oligarhului Plahatniuc și relațiile lui cu Liviu Dragnea, dar profităm de prezența lui Andrei Năstase la Strasburg. Bună seara, domnule Năstase. Ce se întâmplă în a doua capitală europeană, să spun așa, Strasburg? Care este situația acolo? Da. Bună seara. Sunt într-un lucru grave. Se împușcă în stradă. Am auzit ce a spus, că ar fi un mort și 3 răniți. Pare că sunt mai mult răniți. Informațiile sunt destul de confuzie, să spun așa, din mai multe surse diferite, da? Cert este că s-a tras în stradă. Da, o să încercăm, sunt imagini postate pe Twitter în momentul de față, să rog pe colegi, da, să vedem. Este poliție pe stradă? Care este atmosfera? Este multă poliție pe stradă, sunt cartierele. Noi avem împreună cu doamna Sandu, cu colegi din societatea civilă la Strasburg, am venit aici la Parlamentul European pentru mai multe evenimente, inclusiv pentru a transmite petițiile a peste 50.000 de oameni care își doresc anchetarea celor care se fac vinovați de frauda bancară din Republica Moldova, de călătorie mafiei rusești. Eram chiar la 4-5 minute, cred, de locul în care s-au produs împușcăturile. Suntem cu toții, nu știu, puțin stresat, dar sper să trece. Bun, apropo de prezența noastră la Strasburg, o să rog pe colegi să ne dea imagine, pentru că circulă deja imagini pe Twitter cu persoana ucisă, da? O filmare făcută cu un telefon mobil. Domnul Năstase ne spune că sunt mai mult de 3 persoane rănite în atacul ăsta armat la târgu de Crăciun din Strasburg. Ați mers acolo să vorbiți despre oligarul Plahatniuc, am înțeles. Și dumneavoastră la Chișinău aveți un politician și un om de afaceri care conduce cu mână foarte Republica Moldova. Nu-i așa, domnule Năstase? Și are relații foarte bune cu celălalt oligar politic, da? L-aș numi eu pe Liviu Dragnea, de la București. Are relații foarte bune cu toți oligarhii din regiune, pentru că dânsul, și despre el este vorba, despre Plahotniuc, este un criminal de sorginte sovietică cu relații și legături în serviciile secrete rusești și nu doar. Aveți probe pentru asta, că o să ne reclame la CNA, cred că are și cetățenie românească, care vreo 2-3 identități, Vladimir, da, sau Vlad Plahatniuc, cum mi se spune. Da, îmi asum fiecare silabă de care o emis în spațiul public. Așa trebuie să aveți și probe care relații cu servicii secrete rusești. Da, am spus și nu doar rusești. Aici ar trebui să intervină și presa românească să vadă care mai fi relații de acestui criminal care își bate joc de Republica Moldova și de... Nu pot fi de acord cu catalogarea asta că n-a ucis pe nimeni. Este condamnat pentru crimă. Criminal în ce sens? Criminal în sensul că este beneficiarul atacurilor Raider din Republica Moldova, a spălătoriei mafiei rusești, a furtului a un miliard de dolari din acum vă întreb cât se poate de pragmatic, domnule Andrei Năstase. Dumneavoastră ați mers la Strasburg să trageți un semnal de alarmă către partenerii noștri europeni și către partenerii dumneavoastră despre ce se întâmplă în Republica Moldova, dar vă bag în seamă? E interesată Europa de ce se întâmplă la Chișinău cu acest oligar și situația Republicii Moldova? Pentru că Europa are mari probleme, domnule Năstase.
În ce privește semnalele de alarmă de retragere în 2010 în coaie, în 2011 am deconsiderat atacuri de Raider și le-am semnalizat. În 2013 și 2014 am publicat acel memoriu public în care deconspiram spălătoria mafiei rusești. Acum am ajuns să cerem instituțiilor europene investigarea acestor fraude, inclusiv a încălcării drepturilor omului în Republica Moldova, să cerem investigația instituțiilor europene și internaționale și sancționarea personalizată a celor care fac vinovați de aceste crime. Da. Mulțumesc, domnule Năstase, pentru intervenție. Sigur că deja suntem mult mai auziți decât până în prezent. A văzut probabil și ultimele rezoluții ale Parlamentului European. Din păcate, însă, România încă mai așteaptă să reacționeze. Sper că după aceste rezoluții ale Parlamentului European se vor produce niște lucruri și la București. Pentru că, din păcate... Partidului Dragnea, știți, domnule Năstase... Partidului Dragnea PSD este în colaborare cu partidului Plahatniuc, este o frățietate între Dragnea și Plahatniuc. Greu de crezut că guvernul sau forțele politice care conduc acum România îl vor atinge cu o floare pe Vladimir Plahatniuc sau îl vor denunța sub o formă sau alta. Noi ne punem speranța în instituții de drept care încă mai răsuflă în România și această relație partidnică cu PSD-ul vreau să spun că se extinde și până la Moscova, pentru că Partidul Democrat are relație strânsă și cu Edina Rasie de la Moscova. Lucruri de care ar trebui să se ocupe mai atent și presa românească, pentru că ducem, cum spun eu, lipsă de informații corecte și fiabile mamele Republicii. Da, pregătim și noi imagini, începem să le culegem de pe agenții, de pe sursele de presă, cu imagini de la Strasburg, cu atacul de la Târgu de Crăciun. Mulțumesc, domnule Năstase, pentru intervenție. Luăm scurta pauză comercială și revenim cu imagini de la Strasburg să vedem ce se întâmplă, de fapt, în a doua capitală a Europei. Vedem imagini în direct de la Strasburg, acolo unde s-a produs un atac armat. O persoană este ucisă și 9 rănite din ultimele informații. Europarlamentarul PNL Cristian Bușoi și, de fapt, toți europarlamentarii români se află la Strasburg, acolo unde s-au mutat lucrările Parlamentului European. Cristian Bușoi a declarat pentru un alt post de televiziune acum câteva minute, încercăm și noi să luăm legătura cu el, că centrul orașului este blocat de forțele de ordine în acest moment, vedeți mașinile, atacatorul este căutat încă de poliție, nu a fost prins, atacul ar fi avut loc lângă catedrala din Strasburg, unde a fost organizat cel mai mare târg de Crăciun din oraș. Numărul răniților a ajuns la 9 în acest moment. Încercăm să facem o intervenție telefonică cu unul dintre europarlamentarii români aflați, practic, în a doua capitală europeană. În 5 minute o să avem o intervenție telefonică. Așadar, încă nu este confirmat ce natură are atacul ăsta, dar practic ne-am obișnuit cu genul ăsta de imagini și în Franța și cam peste tot în Europa, în Belgia, atacuri teroriste, de regulă presupunem a fi teroriste, să vedem ce va confirma poliția și autoritățile de la Strasburg, doamna Gorghiu. Europa devine un loc complicat, în special marile orașe europene în care să te duci, să călătorești, să faci turist sau să mergi în afaceri, pentru că... Bun, mai nou da. Și în micile orașe, că Strasburg nu e un oraș mare, chiar un orășel. Dar este important politic, are o greutate politică foarte mare. Populat de foarte multe instituții europene și atunci evident că atenția este maximă. Mă gândeam că eu merg de cel puțin 4 ori pe an la Strasburg, pentru că avem acele săptămâni în care se ține adunarea parlamentară de pe lângă Consiliul Europei, chiar în sediul unde parlamentarii, eurodeputații noștri astăzi sunt în sesiune. Și vă pot spune că zona în care s-a întâmplat incidentul este una din cele mai populate. De altfel, cred că cea mai populată din Strasburg, zona catedralei, zona centrală, foarte mulți turiști, iar Târgul de Crăciun e chiar atracția momentului în Strasburg în acest moment. Voi fi în ianuarie, la sfârșit de ianuarie, teoretic, din nou acolo, în timpul sesiunii.
Nu mi-aduc aminte să se fi întâmplat în Strasbourg în ultimii ani de zile vreun incident de genul acesta. Evident că s-a întâmplat în Bruxelles, s-a mai întâmplat în Paris recent, s-a întâmplat în alte capitale europene, dar în Strasbourg nu se întâmplase așa ceva. E chiar la granița, să le spunem celor care ne urmăresc, e chiar la granița cu Germania, da? Franța-Germania, zona în care, despre care vorbim. Mi-e greu să anticipez dacă este un act terorist sau nu. Înțeleg că deja municipalitatea s-a sesizat, a dat anunțuri către populație și pe Twitter, așa cum spuneați, primăria, viceprimarul a anunțat că trebuie să stea populația în casă până se lămuresc care e problema și care este cauza și ce informații suplimentare pot da astfel încât să se elimine riscul de a se multiplica numărul de victime și aștept cu mare interes să văd și eu care este, care deznodământul acestui eveniment, pentru că de la 3 victime, informație cu care am început această știre, înțeleg că deja sunt 9 și o persoană decedată. Deci da, este clar că avem de a face cu un atac programat. Acum nu știm dacă este un atac terorist care va fi revendicat de o celulă de asta teroristă, dar e clar un dement care a vrut să omoare oameni într-o zonă, da, în ultrapopulată. Gândiți-vă cum populată, este târgul, da? de Crăciun și de aici. Și asta este întrebarea. Am văzut și imagine de la Marsilia de acum ceva vreme când au intrat un dement cu o mașină în populație și practic cum te poți apăra în fața acestor chestii? Oricâtă tehnologie am avea, oricâte camere de supraveghere am avea, oricâtă poliție să punem pe străzi ca să ne protejăm de tot felul de demenți care din vari motive fac lucrurile, chestii abominabile de genul ăsta. Cristian Bușoi, europarlamentar, PNL, bună seara, domnule Bușoi. Bună seara, domnule Mănăstire. Avem confirmarea unui atac terorist. Ce spun autoritățile de la Strasbourg? Nu știu foarte multe pentru că sunt chiar în această zonă și ne-au blocat într-un local, într-un fel de restaurant. Văd foarte multă poliție, văd câteva camere de luat vederi. Înțeleg că nu a fost prins atacatorul, din ce spun diversi locali, nici francezi, care sunt îndemnați să intre în acest local. Am văzut 10-12 mașini de trupe speciale cu puști, cu echipament, care au intrat în forță în zona centrului, pentru că e la vreo 200 de metri de loc în care mă aflu. Urma să merg la o cină cu unul din ministrii guvernului din Singapore, chiar la un loc de lângă catedrală, doar că am ajuns la 10 minute după atentat și am fost blocat chiar la intrarea în zona. Mă scuzați, au închis practic centrul orașului, da? Vedem garduri. Au închis centrul, oricum era oarecum închis mașinilor și existau filtre care făceau controle, parete superficiale, dacă cineva a putut intra cu o armă în zona centrală, dar acum totul este închis. Cetățenii sunt rugați să intre în localuri sau în zona închise, pentru că e posibil ca atacatorul să mai umble pe aici. Doar camerele de luat vederi, televiziuni și poliție, trupe speciale sunt masate aici la intrarea în cer. Deci, practic, victimele au fost preluate de ambulanțe în momentul de față. Circulă imagini din pe Twitter am văzut, da, cu o persoană căzută. Ambulanțe care au ieșit. Înțeleg că și Parlamentul European a fost blocat, a fost închis. Nu mai intră nimeni în Parlamentul European. Pare a fi o stare de urgență, în mod evident. E un lucru total neobișnuit, regretabil și e încă o parte din acest război absurd pe care îl duc niște oameni nebuni împotriva civilizației. Sunteți în momentul de față practic blocat, ne spuneați, într-o locație și au blocat și Parlamentul. Asta da, ne spuneți. Au blocat și Parlamentul, înțeleg de la colegii mei, pentru că urma să mă întorc în seara această dezbatere pe programul de cercetare și am făcut un raport pentru Comisia de Sănătate cam într-o oră, dar puțin probabil să mai putem pleca de aici așa repede. Probabil că nici în Parlament se va putea intra. Cred că o măsură de securitate, gândindu-se că poate fi o acțiune a mai multora care să vizeze nu doar târgul de Crăciun.
sunt și centrul Strasburgului, dar și instituțiile europene. Da, câteva împușcături urmate de rafale, titrează presa franceză. Ministrul de Interne a confirmat că avem de-a face cu un incident serios de securitate. A evitat să folosească termenul, da, de incident terorist. Da? O împușcătură urmată de rafale. Este clar că nu discutăm de un pistol sau de o armă ușoară. Da? Dacă s-au auzit rafale, da? Înseamnă că discutăm de o pușcă mitralieră sau ceva care putea să genereze rafale de mitralieră și să ducă la rănirea în momentul de față a 9 persoane și moartea, decesul a unei persoane. Discutăm de un atacator dotat așadar cu o armă grea, nu cu un pistol sau cu ceva de genul ăsta. Da, mulțumesc pentru intervenție, domnule Bușoi, pentru detalii. O seară bună în continuare, cât poate fi. Da. Europa, domnule Năsui, că asta discutam, devine un loc destul de complicat și pe agenda publică din România nu se discută lucrul ăsta, nici cei de la PSD, din păcate nici opoziția nu vrea să abordeze tranșant în spațiu public discuția despre migrație. Da, trebuie să înțelegem că Germania și Franța, țările importante din Uniunea Europeană, fac presiune asupra României pentru a-și deschide granițele mai generos pe ce înseamnă migrație din zona Orientului. Dumneavoastră, ce opinie aveți pe tema asta? Acum, dumneavoastră, să știți că România nu e chiar țara pe care migranții o aleg atunci când pleacă. Adică dacă pleacă, am avut exodul din Siria mai ales, am avut cazurile acelea cu migranții cei care s-au pierdut în România și când au aflat că sunt în păi România... Păi nu de bună seamă, domnule Năsui, că nu vor să vină în România, dar ei vor fi redistribuiți, o mare parte din ei, ăsta este planul în România. Întrebarea e și cu, la nivel european, această redistribuire, cât de mult poți să o faci și să menții omul într-o țară în care, de exemplu, nu ar vrea să fie, pentru că el poate fi redistribuit în România, dar el totuși să vrea să meargă în Suedia, de exemplu, sau undeva unde are un stat social mai generos. Este discuția la Bruxelles, adică migrantul care nu dorește să se supună condițiilor și a ofertelor pe care, care îi se fac, de exemplu, din Germania, cu alte cuvinte, nu ești calificat să rămâi în Germania, ai opțiunea să vii în România, dacă nu dorești, atunci vei fi întors din Siria sau din altă parte a globului de unde ai venit. Și presupun că între a merge în război civil și a veni în România, vor alege mult să vină în România sau în altă țară. Dacă ne uităm la creșterea diasporei românești, vedem că suntem rivalizăm cu Siria. Adică au fost statistici aceia de la ONU în care vedem că foarte mulți români aleg să plece și asta arată și starea economiei de aici. Deci eu cred că, în primul rând, ca migranții să-și dorească să vină în România și ca românii să-și dorească să revină în România sau să nu mai plece din România, ar trebui noi mai întâi să ne rezolvăm problemele structurale interne și apoi am a putea avea la un moment dat o problemă a migrației, deși acum avem mai degrabă invers. Noi avem o lipsă de forță de muncă și avem un exod al populației, deci noi avem chiar problema inversă. Da. Da, numărul răniților a ajuns la 10, titrează surse de presă, deci un mort și 10 răniți în momentul de față. Atacatorul este încă în libertate. Ministrul de Interne a Franței a decretat o stare de urgență în momentul de față. Europarlamentarii români, o parte din ei sunt blocați în Parlamentul European cu alți colegi parlamentari, deci o situație de criză în micul orășel, cum spunea doamna Ina Gorghiu, micul orășel care este a doua capitală a Europei după Bruxelles. Așa este a capitală europeană. Da? Focuri de armă, rafale, de practic, de mitraliere. Așa cum vă spuneam acum câteva minute. Circulă informații, eu nu am Twitter, nu folosesc acest mijloc de comunicare, dar imagine deja circulă pe Twitter, imagini cu o persoană căzută pe Caldarâm, este filmată, filmulețul este făcut de la geamul unui apartament. Nu putem să vă arătăm imagine din considerente tehnice, dar clar se văd oameni căzuți pe Caldarâm, împușcați. Da, foarte, foarte complicat, foarte urât. Deci, domnule Năsui, ce spuneați apropo de migrație? Păi nu e o problemă că avem nevoie de forță de muncă, dar știți cum se întâmplă? S-a întâmplat și în Franța, s-a întâmplat și peste tot în Europa. Migranții care vin și cu anumite convingeri religioase, da, să nu ne ascundem de lucrul ăsta, și venim cu anumite convingeri religioase,
practic trebuie să se adapteze unei noi societăți, unei noi culturi și practic mulți dintre ei vor vrea să își exprime într-un mod violent credințele și trăirile religioase, da? Cam asta se întâmplă, la asta asistăm în Belgia, în Franța, la asta am asistat, da? E toată discuția despre integrare, cât de mult a reușit modelul francez, de exemplu, care a vrut să integreze pe toată lumea, să-i facă pe toți francezi și toți cetățeni quasi identici, sau cât de mult reușește mai degrabă modelul american, unde sunt un... Da, a fost identificat, îmi spune colegul producător, un posibil atacator care figura în evidențele poliției franceze cu fișa S, care înseamnă potențial terorist. Da? Poliția franceză cataloghează, are persoanele cu risc de incidente teroriste și această persoană reținută figura în evidențele poliției franceze cu fișa S, da? Potențial terorist. Asta este informația de acum câteva secunde. Da, care nu trebuie să fie neapărat, scuzați-mă, care nu trebuie să fie neapărat migrant venit acum, exact, cu valul... Evident, poate să fie de la a doua, a treia generație chiar... Să fie o persoană naționalizată foarte bine în Franța, s-a întâmplat cam în destul de multe capitale europene să nu fie cazul ca persoana respectivă să fie venită acum cu ultimele valuri de migranți, ci să fie o persoană crescută în cultura statului în care s-a întâmplat accidentul. Pe de altă parte, chiar sunt excepții și îmi doresc să cred că sunt excepții. Gândiți-vă la câte milioane au venit, au populat Europa și mai puțin România, ce-i drept, că apetitul pentru România n-a fost unul crescut, așa cum spune domnul deputat. Dar avem obligații ca stat european să fim solidari cu ce se întâmplă acolo. Nu uitați, oamenii care vin în România sau în alte state europene nu vin din criterii economice și nu se acceptă ca pe motive economice, situație materială și așa mai departe să fie primiți în diverse state, ci din cauze umanitare. Trebuie spus foarte clar că aceste cauze umanitare trebuie tratate serios. Statul român, prin președinție, prin guvernul României, a tratat cât se poate de serios această problemă și a acceptat acele cote pe care noi acum încercăm să le adaptăm, încercăm să le integrăm, cote care sunt destul de mici față de ceea ce primesc, gândiți-vă la Germania, prin ce a trecut cancelarul Angela Merkel de-a lungul vremii din cauza politicii de deschidere față de cetățenii altor state care vin în România, care vin în Germania din aceste motive. Vă aduc aminte imaginea de acum ceva timp, de acum 2-3 ani de zile, cu trenurile care veneau în Germania și erau, cred că, sute sau mii de reprezentanți ai unor ONG-uri care primeau și dădeau ajutoare. Informație, mă scuzați, de acum un minut, publicația franceză Dauphine Libéré spune că sunt 3 morți în acest moment și 11 răniți. Este informație, citez publicația franceză, 3 morți și 11 răniți în acest moment. Este anunțul făcut de publicație pe o pagină de Twitter, da, Dauphine Libéré susține că sunt în acest moment 3 morți și 11 răniți în atacul de la Strasbourg, unde a fost identificat, repet, un posibil atacator cu fișă S, care înseamnă posibil terorist. Da, spun autoritățile franceze. Mă scuzați, doamna Gorghiu, trebuie să furnizăm informații. Da, nu, aveți, se pare că până acum aveți dreptate, că se îndreaptă către suspiciunea dumneavoastră că ar fi un atac terorist și faptul că e un număr atât de mare de victime, totuși 3 morți, 11 răniți până la acest moment, justifică reacția nu doar rapidă, ci și foarte serioasă a autorităților din Strasbourg. Și eu mă uitam pe Twitter mai devreme și văd că este blocat tot orașul și că foarte multe resurse instituționale, poliție, jandarmerie intervin în acest moment și caută să rezolve situația. Da, nu o să mă feresc pentru că...
panică. Da, e o atmosferă de panică, este o atmosferă foarte, foarte tensionată la Strasbourg. Nu o să mă feresc, colegii de la evenimentul zilei titrează practic noi discutăm de o succesiune de atacuri teroriste în preajma sărbătorilor de Crăciun, importante pentru toți creștinii. Evenimentul zilei spune lucrul ăsta, că Europa este însângerată de terorism și atacurile armate de la târgurile de Crăciun au reînceput. Târgurile de Crăciun peste tot în Europa sunt tradiții cu vechime. Viena, Strasburg, Bruxelles, Paris și peste toate mari orașe europene, în Germania la fel, târgurile de Crăciun fac parte din tradiția creștină, fac parte din tradiția sărbătorilor de Crăciun și ele sunt vizate, aceste târguri, cu predilecție de teroriști, da, musulmani, islamiști radicali, ca să fiu mai exact în formulare, da, islamiști radicali își aleg cu precădere în perioada sărbătorilor de iarnă aceste târguri de Crăciun ca și țintă de atac terorist, pentru că acolo, cum spuneam, vin foarte multă lume, e o atmosferă mai destinsă, oameni tineri, copii și așa e mai grea, departe. E greu cu atenția, e destul de... E greu de să monitorizezi zona, să pui polițist la fiecare om care îți vine... Și mai ales mesajul politic este altul, adică nu este întâmplător că așa puteau să meargă într-un centru comercial, dar nu era simbolistic, aceasta, există impactul mult mai mare în... la o tradiție de Crăciun, exact cum spuneți, una foarte dragă creștinilor, este impactul mult, mult mai mare. Și dacă ține minte, cam toate atacurile acestea care au fost deja revendicate ca fiind teroriste în Europa, au avut loc în niște locuri simbolice. Și când a fost cu Charlie Hebdo, la fel, au atacat foarte clar niște oameni. Adică n-a fost un atac aleatoriu. Deci, nu, iar anul trecut nu și-au mai ținut târgul de Crăciun cei din Paris, apropo de asta, tocmai din pricina atacurilor teroriste. Cred că nu au mai ținut în zona centrală. Europa are o problemă de model, are o problemă de sistem. Așa cum ziceam, există o diferență totuși destul de mare între modelul de integrare european, cel puțin cel din Franța, sau cel din țările francofone, că au mai fost și în alte țări, și cel american, de exemplu. Adică amândouă funcționează cu oameni din culturi diferite, cu oameni proveniți din culturi diferite, dar unul pare să meargă totuși diferit față de celălalt. Adică unul a creat vestea genul de fanii. E bună pe final, atacatorul a fost identificat, susțin surse de presă din Hexagon, din Franța. Acum să vedem dacă este și cel care a comis atentatul ăsta terorist abominabil, 3 morți și 11 răniți până acest moment. O persoană, repet, identificată de poliția franceză cu fișă S, care în evidență de poliție franceză înseamnă, da, suspect de terorist sau făcând... Haideți să vedem ultimele imagini, da, vă rog. Da, haideți să vedeți atacul în direct, că Eugenia a reușit să... de l'avancée des services des secours qui sont intervenus sur place le plus vite possible. Je vous rappelle que les événements ont eu lieu vers 20h-20h30, qu'immédiatement un périmètre de sécurité a été créé et pour pouvoir permettre aux secours Da, vedeți imaginile cu atacul terorist de la Strasbourg, imagini care circulă deja virale pe internet, vedeți persoane rănite după atacul terorist de la Strasbourg. Mulțumesc pentru prezență, rămâneți pe B1 TV pentru a vedea evoluția evenimentelor. O seară bună, numai bine!